am vrut eu să vorbesc, dar având în vedere că colegul Țârdea nu s-a putut abține să iasă la tribună, am considerat necesar să medităm un pic asupra lucrurilor în ansamblu. Azi în sala asta a fost foarte mult zgomot, foarte multe emoții. Haideți să privim un pic mai amplu lucrurile. În 2016, țara avea un președinte Culiocar, exista o majoritate parlamentară, 100% beton, și ne confundam într-un regim autoritar. Curtea Constituțională era controlată de aceeași grupare, lucrurile degradau și sub aspect democratic, și sub aspectul consolidării clanurilor mafiote în Republica Moldova. Socialiștii aveau un președinte, aveau 40%, stăteau bine. În ultimii 4 ani s-au pornit anumite procese fundamentale în societatea moldovenească. Cetățenii au ajuns să pună tot mai mult preț pe integritatea politicienilor. A apărut o solicitare reală pentru partide corecte, oneste, care se finanțează corect și care guvernează în interesul cetățenilor. Cetățenii au încetat să mai tolereze discursurile populiste care vin să dezbine societatea, identitare, pe fundalul cărora clasa politică cum fura, așa și fură mai departe. În ultimii 4 ani de zile, socialiștii au pierdut funcția de președinte. Au ajuns, cred că, la mai puțin de 30%. Partidul Democrat, care era tot puternic în acea perioadă, au ajuns astăzi să fie împărțit în 3, din senzația mea. Au pierdut Curtea Constituțională, pe care o controla fără drept de apel. Așa că dacă să facem un pas în spate, și ăsta este mesajul meu pentru cetățeni, în pofida la tot zgomotul din Parlament, eu cred că e foarte important să rămânem optimiști, pentru că schimbarea este inevitabilă. Băieții ăștia șmecheri o să încerce acum să încropească o alianță în frunte cu nouă desemnat candidat. O să încerci, clar că o să încerci. Dar procesele fundamentale s-au pornit și ele nu pot fi oprite. Că o să fie asta mâine, alegerile anticipate, și o să ajungă 51 de deputați ca lumea, care să pornească reforma justiției și toate lucrurile bune despre care s-au discutat astăzi. Că o să fie asta poimâine sau peste o lună, sau peste jumătate de an, sau peste un an, asta inevitabil o să întâmple. Și oamenii care stau în această sală, 70% din ei o să fie plecați în istorie și cred că o bună parte o să regăsească la închisoare. Da, asta s-ar putea să durieze un pic. Da, acum o să mai fie niște zvâcniri, niște încercări de a amâna acest proces. Colegii din stânga în general o să aleze ușor și o să îngroape politic. Au avut o șansă să înțeleagă ceva din alegerile prezidențiale, să schimbe liderul, să încerce să reformeze partidul, să cât de cât, de ce să meargă cât dânsul de gât și scufunde sub 20%. Acolo o să ajungeți la groapa istoriei treptat. Da, o să încercați să amânați alegerile anticipate cu o jumătate de an, dar oricum o să ajungem la anticipate. Și o să fie și mai rău pentru voi. Pentru că oamenii din țara asta s-au săturat deja. Încercați să inventați falsuri, manipulări, nu o să funcționeze. A fost 2016, au fost 30.000 de sirieni, oamenii s-au vaccinat deja, au dezvoltat înțelepciunea necesară ca să aleagă proverbialul grâu din Eghina al lui domnul Bolea sau cine aici a învățat lecții. Și procesele astea sunt fundamentale. Așa că eu vreau să facem un pas în urmă, să lăsăm la o parte acest zgomot și să înțelegem că schimbarea este inevitabilă și totul va fi bine. Stimați